Pisicile negre au fost asociate de mult timp cu legendele, superstițiile și folclorul, invocând adesea teamă și fascinație în același timp. Cu toate acestea, dincolo de superstiții, aceste creaturi elegante și misterioase au o multitudine de trăsături și caracteristici fascinante ce le fac cu adevărat atractive. În acest episod vom explora câteva lucruri absolut captivante despre pisicile negre, arătând câteva dintre atributele lor unice și eliminând unele din concepțiile greșite despre ele. Așadar, stai cu mine până la finalul acestui clip, distribuie-l să-l vadă și prietenii tăi, lasă un comentariu dacă ai aflat ceva nou și abonează-te la canal dacă nu ești abonat, pentru că nu costă nimic și cu siguranță vom descoperi împreună chestii interesante despre lumea animalelor sălbatice și multe sfaturi neprețuite pentru pasionații de animale de companie. În multe culturi, pisica neagră este considerată simbolul norocului și prosperității. În societatea egipteană antică, ele erau venerate și se credea că aduc bunăstare și protecție. Marinarii din tradiția populară marinărească vedeau pisicile negre ca pe niște talismane norocoase care puteau asigura o călătorie sigură. În evul mediu, însă, pisicile negre au fost asociate cu moartea, vrăjitoria și magia. Unii oameni au mers atât de departe încât au crezut că pisicile negre ar fi fost ajutoare ale vrăjitoarelor sau chiar vrăjitoare care au luat o altă formă. Această credință larg răspândită a dus la uciderea în masă a pisicilor negre și uneori chiar a stăpânilor lor. În afară de faptul că reprezintă în continuare tot ceea ce este misterios, teama de pisicile negre are o anumită influență și în zilele noastre. Cu toate acestea, uitați de imaginea stereotipică a femeii singură cu pisici, deoarece în unele părți ale lumii se crede că pisicile negre îți pot îmbunătăți, de fapt, viața amoroasă. În Japonia, de exemplu, se crede că femeile singure care dețin pisici negre atrag mai mulți parteneri, iar într-o regiune din Marea Britanie, o pisică neagră este cadoul de nuntă ideal, deoarece se crede că aceasta va aduce noroc și fericire miresei. Pisicile negre nu sunt întotdeauna negre complet. Sub lana lor, ele au frecvent urme vagi sau modele cromatice care sunt vizibile în anumite condiții de iluminare. Acest fenomen este cunoscut sub numele de dungi fantomatice și sunt mai frecvent întâlnite la unele rase față de altele. Deși multe dintre rasele de pisici au culoarea neagră a blănii, simplu fapt că o pisică este neagră nu reprezintă o altă rasă. Cu toate acestea s-a încercat crearea unei rase complet negre în Bombay. Dacă nu ai ști, aceste pisicuțe superbe seamănă cu mici pantere de casă, dar sunt pisici domestice, prietenoase și afectoase. În ceea ce privește culoarea blănii felinelor, negru este dominant din punct de vedere genetic. Deși majoritatea pisicilor negre nu sunt negre în întregime, ci au și câteva pete albe, totuși, la nivel global, negru este cea mai dominantă culoare a pisicilor domestice. Nu cred că ai observat, dar marea majoritate a pisicilor negre au ochii de culoare galbenă sau aurie. Contrastul izbitor dintre blana neagră și ochii galbeni adaugă mai multă magie față de aceste feline fascinante. Pisicile negre posedă o capacitate uimitoare de a vedea în condiții de lumină slabă. Ochii lor conțin o concentrație ridicată de celule cu bastonașe specializate pentru vederea nocturnă, ceea ce le permite să navigheze eficient în timpul celor mai întunecate nopți. Pe 17 august este sărbătorită ziua dedicată aprecierii pisicii negre. Această zi specială are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la pisicile negre din adăposturile de animale și promovarea adopțiilor acestora, deoarece acestea tind să fie adoptate mai rar decât pisicile de altă culoare din cauza superstițiilor încă existente. Pisicile negre sunt vânători excelenți care își folosesc simțurile ascuțite și agilitatea pentru a prinde prada în mod eficient. Culoarea lor închisă oferă un avantaj natural în timpul vânătorii pe timp de noapte, făcându-le aproape invizibile. Deși culoarea blănii nu dictează personalitatea unei pisici, pisicile negre sunt adesea descrise de stăpânii lor ca fiind iubitoare, afectoase și inteligente, formând legături puternice cu însoțitorii lor umani și pot fi destul de jucăuși și sociali. Pisicile negre sunt creaturi enigmatice care merită apreciere și admirație.
meditație. Nu-i așa că și tu îl îndrăgești? Nu uita să distribui clipul acesta și pe pagina ta pentru a-l vedea și prietenii tăi. Abonează-te la canal în cazul în care nu ești abonat, pentru că nu te costă nimic și cu siguranță vei afla lucruri interesante despre animalele sălbatice și sfaturi practice despre animalele de companie. Până săptămâna viitoare, observă, ascultă și învață de la natură.